găsit la o nouă ediție a emisiunii Sfatul Avocatului. Numele meu este Andreea Susan și voi fi gazda dumneavoastră și în această seară. Ne-am întâlnit din nou pentru a încerca soluționarea problemelor de ordin juridic din viața de zi cu zi. Așadar, am ales și de această dată o temă de maxim interes, o temă propusă chiar de dumneavoastră pe adresa redacției. Vom aduce vorba despre marca comunitară. Tocmai de aceea avem un nou invitat în cadrul emisiunii. Este vorba despre domnul avocat Chelemen Marius, care ne va vorbi despre marca comunitară și tot ce presupune asta. Bună seara, domnule avocat! Bună seara și noastră! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare plăcere! Domnule avocat, după cum știm, pe piață au apărut fel de falsuri, care pun în dificultate atât cumpărătorii, cât și producătorii sau chiar comercianții. Avem o întrebare de la telespectatori. Aceștia doresc să știe dacă se va opri vreodată piața neagră, așa cum este ea numită, și ce este de făcut pentru buna desfășurare a lucrurilor. Desigur, vom încerca să dăm un răspuns cât mai elocvent acestei mari probleme, de altfel, care bântuie comerțul atât autohton cât și european. Din punctul meu și al nostru de vedere, nu cred că va exista prea curând o stabilă și o eliminare completă unei asemenea probleme. Asta pur și simplu din cauza că fenomenul este atât de răspândit încât nu există mijloacele necesare frânării, cel puțin, dar aminte a împiedicărilor. Așadar, răspunsul ar fi nu. Mi-era teamă că o să-mi dați răspunsul ăsta. Din păcate. Haideți să începem totuși prin a da o definiție a mărcii. Ce înțelegem prin marcă? Sigur, definiția mărcii provine din cel puțin două surse. Una este legea națională, iar cealaltă este regulamentul european al Comisiei Europene, edictat de către Uniunea Europeană ca atare. Așadar, ca să cităm strict din legislația națională, ca telespectatorii noastre să înțeleagă exact despre ce este vorba, putem face următoarele spicuiri, și anume, poate constitui o marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau ambalajului acestuia, culori, combinații de culori, holograme, semnale sonore, precum și orice combinația acestora, cu condiția că aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile între ele de către consumatori. Ca atare, dacă permiteți o mică analogie și analiză, sunt elemente în deosebi vizuale. În legislația comunitară, respectiv regulamentele comunitare, în materie, pot apărea înregistrări, se pot prevede înregistrări de marcă audio. Este o celebră firmă de electronice care și-a înregistrat mărci audio cu o anumită frecvență muzicală, etc., etc. Așadar, pe lângă cele enumerate de către legea națională, pot apărea la nivel comunitar înregistrări de mărci audio și de altă natură, nu neapărat, ea nu este limitată strict. Dacă viitorul va permite, vor fi posibile înregistrări de mărci atâta timp cât acestea pot fi redate grafic pe un anumit suport, electronic sau fizic. Am înțeles. Încă o chestiune de maximă importanță ar fi: care sunt implicațiile mărcii comunitare asupra mărcii naționale? Și ce puteți spune despre marca comunitară și piața internă? Sigur că da. Problema apare în felul următor. Mărcile naționale, în general, ele pot fi înregistrate fără multe restricții. Oricine, orice persoană, orice entitate, fizică sau juridică, se poate adresa autorității naționale, în speță OSIM, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, care este autoritatea unică la nivel național competentă să înregistreze o marcă. Dar protecția oferită de înregistrarea unei astfel de mărci naționale se limitează la spațiul național exclusiv. Este o mai slabă protecție o astfel de înregistrare. Evident, ea se referă la situația în care pot apărea în paralel, conform noilor modificări, respectiv din 2010, pot apărea în paralel înregistrări ale unei ASE, aceleași mărci, de către mai mulți utilizatori. O mică explicație.
legea 66, despre ea vorbim pe 2010, a scos practic din competența OSIM supravegherea existenței sau inexistenței ale a respectivei mărci înregistrată anterior de o către o altă persoană. Ca atare, fiecare persoană care își înregistrează o marcă trebuie să aibă diligența de a-și supraveghea propria marcă înregistrată. În timp pot apărea, desigur, și înregistra alte mărci. Deci cu atât mai mult se impune ca titularul mărcii să aibă posibilitatea și să facă chiar o analiză frecventă a pieței mărcilor, în așa fel încât să poată trage la răspundere, dacă e cazul, pe ceilalți care dobândesc o asemenea marcă. În paralel cu asta, punctul 2 la întrebarea dumneavoastră, deasupra legislației naționale este legislația internațională, respectiv regulamentul Comisiei, care vine și spune că o marcă națională poate deveni o marcă comunitară chiar dacă această marcă națională exista anterior aderării României la spațiul Uniunii Europene 1 ianuarie 2007. În momentul în care o marcă națională devine de pe un stat, din cadrul unui stat membru și acel stat membru a intrat deja în spațiul unional, în momentul acela vorbim despre o marcă comunitară. Atunci și numai atunci. Marca comunitară ca atare se dobândește nu prin efectul exclusiv al aderării, ci printr-o înregistrare. Pentru că regulamentul de care am vorbit, 207/2009 al Uniunii, spune clar că o marcă comunitară poate fi doar înregistrată. Spre deosebire de marca națională, care poate fi și notorie. Dar asta o să o discutăm. Așadar, din câte am înțeles de la dumneavoastră, se poate face transformarea din marcă națională, din marcă comunitară în marcă națională? Marca națională există ca atare. Schimbarea care vine este de la stadiul de marcă națională la cel comunitar, care conferă, asta este foarte important, că de asta practic se urmărește acest transfer, o protecție la nivel al întregii Uniunii Europene, al respectivei mărci, care a existat sau nu a existat anterior pe spațiul național. Am înțeles. Și ne puteți spune care ar fi caracteristicile unei mărci? Sigur că da. Ea conferă, în primul rând, titularului un drept de proprietate asupra ei. Ca atare, nimeni și nimic nu poate veni să îi îngrădească, să interzică, să restrângă exercițiul dreptului său, al respectivului titular, asupra mărcii pe care el a dobândit-o prin înregistrare. Odată cu înregistrarea, se dobândește dreptul de a aplica acel simbol al mărcii înregistrate pe ambalaje, suportul de reclamă, de orice natură ar fi acestea, electronică, materială sau de altă natură, și așa mai departe. În momentul acela, vorbim despre publicitatea mărcii titularului ei, respectiv dreptul de a ajunge la cunoștința publică prin astfel de spații publicitare, tot ceea ce înseamnă reclamă, în adevăratul sens al cuvântului său larg, reclamă. De asemenea, mai oferă un drept foarte important, un drept de acțiune în justiție al titularului mărcii împotriva tuturor acelora care la un moment dat îi încalcă, au tendința de a încălca sau i-au încălcat deja dreptul dobândit prin înregistrarea mărcii la nivel comunitar. Discutăm în momentul ăsta, am trecut deja la nivelul comunitar al înregistrării mărcii. În momentul în care discutăm despre acest lucru, aducem imediat în discuție competența unor instanțe europene la care titularul mărcii se poate adresa. Nu dezvoltăm foarte mult subiectul, eu am amintit aici trei caracteristici mult mai importante care interesează telespectatorii în cel mai înalt grad. Restul sunt alte caracteristici care nu merită să le dezvoltăm pentru că sunt complexe și nu fac obiectul. Presupun că marca comunitară presupune și anumite avantaje. Despre ce avantaje ar fi vorba aici? Avantajele, printre altele, reiesc tocmai din elementele pe care le dă statutul de marcă înregistrată. Deci,
avantajul de a putea fi cunoscută acea marcă pe un produs aflat în comerț, da, și care poate fi poate fi identificat de către consumator, așa cum spune și definiția, de altfel și în legea națională și în cea comunitară, care poate fi identificat dintr-un ansamblu de produse identice altor producători. Este elementul practic care a făcut, care a dus de fapt la apariția însăși a noțiunii de marcă. Dacă nu ar fi fost așa, am fi ajuns la o masă a bunurilor de consum uniformă, da? Și fără elemente de identificare, care ar fi atras, bineînțeles, de la sine lipsa concurenței, în primul rând, în a realiza produse competitive și lipsa satisfacerii într-adevăr a consumului. Pentru că o marcă de o mai slabă categorie, da? de o producție în anumite standarde mai scăzută decât a unei alte mărci identice, a unui alt produs identic, da? Dar de altă marcă, face automat ca piața de consumatori să se îndrepte, evident, asupra produsului mai calitativ. Ca atare, automat identifică între ele produsele după, în principal, consumatorii se orientează după calitatea acestora și, mă rog, cunoaștem fiecare la rândul nostru ce înseamnă calitatea unei firme, mărci înregistrate a unei firme, ajunse chiar branduri. Da, așa este o diferență între astea. M-ar mai interesa ce fel de semne pot fi înregistrate ca mărci comunitare? Regulamentul despre care am discutat al Comisiei Europene spune, enumeră evident mai multe să zicem însemne care pot fi, la fel ca și legislația națională. În general, aceste semne sunt cele care pot avea o reprezentare grafică. Ca atare, o imagine, deja aici putem discuta despre imagine pur și simplu sau imagine holografică sau de altă natură, mijloace tehnice ale momentului o permit. Putem discuta de asemenea despre cuvinte cu precizarea faptului că acele cuvinte să nu aibă atributul unor elemente distinctive ale statalității, în general. Practica curților europene de justiție spune foarte clar că nu pot face obiect al înregistrării mărcilor la nivel comunitar, da? Însemne, denumiri, sigilii și alte asemenea aparținând unor entități statale sau diviziuni administrative ale acestora. Ca atare, cine dorește înregistrarea unei mărci se va izbi în primul rând de acest element de statalitate care implică, este atributul exclusiv și care face ca atare să nu poată fi înregistrat. După aceea, pot face obiectul, înregistrării și poate apărea o astfel de marcă sonoră, așa cum am spus la începutul emisiunii, formată din anumite sunete care identifică exact în mentalul consumatorului acel produs la care marca respectivă face trimitere. Deci, atât însemnele, cât și imaginile, în general, reunite sub tot ceea ce înseamnă acești doi termeni generali, pot face obiectul înregistrărilor. Atât la nivel național, cât și la nivel comunitar, chiar și internațional. Am înțeles. Telespectatorii noștri au auzit, folosindu-se termenii VIPO cu W, OSIM, respectiv OHIM. Haideți să le luăm pe rând. Ce este marca înregistrată WIPO? Dacă permiteți, o să încep de la special la general, respectiv la nivel național la cel internațional. OSIM-ul reprezintă, așa cum am mai spus, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Este autoritatea care are atribut exclusiv asupra înregistrării la nivel național a mărcilor. Emite brevete a desenelor tehnice, etc., etc. Următoarea structură care se ocupă de asemenea înregistrare a unor mărci reprezintă
structura comunitară, da? Deci OHIM, atât în varianta franceză și engleză a inițialelor, da? Sau OMPI, este același lucru, care este autoritatea la nivel comunitar. Deci, atenție, se adresează strict statelor membre, respectiv solicitanților de marcă din cadrul statelor membre, care doresc înregistrarea unei mărci la nivel comunitar. Și atât, indiferent ce alte state din jurul Uniunii ar dori să facă acest lucru, nu pot, pentru că nu au statut de stat membru. Și trei la mână, WIPO sau WIPO, cum a spus noastră, reprezintă autoritatea la nivel mondial, să zicem așa, da, este în structura Organizației Națiunilor Unite, are sediul la Geneva, da, și are ca atribute emiterea de certificate de proprietate a mărcii, respectiv brevete, invenții și așa mai departe, protejate la nivel mondial. Este o, mă rog, să zicem, autoritate la care se apelează mai rar. În general se apelează de către marile concerne, așa numitele multinaționale, care au brand, care au mărci, mă rog, proprii și care deja au cuprins o piață foarte largă și care doresc să-și protejeze respectiva marcă la nivel internațional, mondial. Haideți să discutăm puțin și despre înregistrarea mărcilor. Cât timp durează pentru a înregistra o marcă? Da, conform noilor reglementări la nivel național, începem, da, este vorba de un termen de 7 zile. În primul rând, legea face vorbire despre un termen de 7 zile. O să-mi permit acum să răsfoim puțin, să vedem dacă găsim editul cel mai scurt timp, da? Deci, să spunem, presupunem un caz simplu. Se depune o cerere de înregistrare a unei mărci, da? Persoana care se adresează, atât fizică sau juridică, are la dispoziție un termen de 7 zile, da? În care OSIM publică respectiva cerere, o face publică în așa fel încât aceasta să ajungă la cunoștința unei cât mai mare număr de eventual solicitanți. Apoi apare termenul de 2 luni de la data publicării cererii, în care orice persoană poate face opoziție. Așa numita opoziție despre care face vorbire legea reprezintă o manifestare de voință a oricărei alte entități, da, juridice sau persoane juridice sau fizice, care dorește să se registreze o marcă și care spune în termen popular, da, nu, eu dețin, nu vreau ca acea marcă să fie înregistrată, pentru că eu o dețin anterior dumneavoastră, respectiv entității cu tare sau cu tare, da? Ca atare, în momentul în care această opoziție apare, este blocat automat procesul de înregistrare și se fac cercetări, mă rog, se analizează situația de către cei de la OSIM. În momentul în care toate lucrurile s-au clarificat, da, se emite certificatul de proprietate a respectivei mărci, respectiva desenului și așa mai departe, a alte categorii de mărci. La nivel comunitar, termenele sunt diferite. Spre exemplu, acolo putem vorbi de un termen de 9 luni în care se pot face opoziții. Ca atare, o marcă înregistrată la nivel național se dorește a fi înregistrată la nivel comunitar, dar opoziția poate fi formulată de către orice parte interesată, spune regulamentul, în termen de 9 luni. De asemenea, în acel termen de 9 luni se pot face acțiuni în justiție, da, pentru ca respectiva marcă, tentativă de înregistrare a mărcii, să spunem așa, da, un pic impropriu spus, dar este o tentativă de înregistrare a mărcii, să fie blocată. După scurgerea termenului de 9 luni la nivel comunitar, da, și bineînțeles, după judecarea respectivelor litigii apărute în legătură cu marca, se emite același certificat de altă dată de către OHIM sau OMPI, da, care are acoperire la nivel comunitar, respectiv titularul mărcii poate să-și vândă, să-și aplice acea marcă, să facă ceea ce dorește el în limitele regulamentului la nivel comunitar al întregii Uniunii Europene.
Am înțeles cum se face înregistrarea unei mărci. Acum ne mai interesează cum se face înregistrarea unei mărci online, pentru că deja știm, toți folosim internetul, nu doar pentru a socializa și pentru a face cumpărături. Sigur că da. Procedura este mult ușurată în acest sens, tocmai de către organismul comunitar și de cel național, o cerere online adresată de către solicitant, apoi este urmată de pasul 2, verificarea de către autoritatea adresantă, da, a respectivei cereri, după care un consilier al respectivei entități, respectiv discutăm în acest moment strict de OSIM, da, va comunica inclusiv telefonic, așa, sau online, solicitantului de marcă faptul că procedura a demarat, ca atare verificările au fost făcute, a trecut acel termen de 2 luni, și urmează să-i fie eliberat certificatul de proprietate al mărcii. Eu reduc la minimum acum explicația, pentru că lucrurile sunt mult mai complexe și nu avem timp să le expunem. Însă, chiar și acel certificat, la opțiunea expresă a solicitantului, poate fi comunicat prin poștă, deci ca atare, întreaga procedură poate fi derulată atât prin direct de către solicitant, cât și prin cu ajutorul unor firme specializate, case de avocați, firme de avocați, avocați în sine, care se ocupă de așa ceva. La nivel comunitar nu merge tocmai așa, întrucât fiecare etapă se desfășoară în scris. Ca atare, toată documentația, dacă este necesar cererea, se trimite. Se poate trimite și online, dar în general se trimite online și scris, obligatoriu, la sediul din Alicante, al Alicante, Spania, al organismului, da, al OMPI, și după care trece acel termen de care v-am spus de 9 luni, se fac analizele, se eventualelor opoziții și așa mai departe, după care se eliberează certificatul, se comunică prin curier special, etc. Așadar, este o procedură strict prevăzută de regulament și nu se poate face abatere. Ca atare, online-ul, în ceea ce privește nivelul comunitar al înregistrării mărcii, este însoțit obligatoriu de către partea scrisă pe suport de hârtie. Da, am înțeles. Am auzit vorbindu-se despre clasificările de la NISA. Acum, în primul rând, ce este NISA și cum se fac clasificările acestea? Este locul, este practic orașul din Franța, da, unde s-au clasificat, s-au grupat practic pentru prima oară și au rămas ca atare în nomenclatorul OMPI și OHIM categoriile de marcă. Pentru a înțelege mai bine telespectatorii noastre, putem asocia această clasificare de la NISA cu codificările de la Registrul Comerțului. Ca atare, cine este interesat de o anumită înregistrare unei anumite mărci, consultă și online, foarte ușor, consultă respectivul nomenclator de mărci și își alege categoria în care se dorește a fi înscrisă. Practic, nomenclatorul de mărci de la NISA este o cifră, da, alocat, un cod, alocat mărcii care se dorește a fi rezervat. După cum știm, există mai multe tipuri de mărci. Vă rog să ne spuneți câte ceva despre marca simplă, marca figurativă și marca combinată. Da, marca simplă este, așa cum am spus, o imagine sau o șiruire de cuvinte, fără nimic altceva. Ea are un nivel de protecție scăzut, da? Se adresează eventual unor piețe locale. Celelalte tipuri de mărci, figurativă, spre exemplu, reprezintă strict o imagine, da? Asocierea unei imagini cu produsul din spatele său reprezintă marca ca atare. Mărcile combinate, respectiv, reprezintă asocierea dintr-o marcă, deci dintre cele două tipuri de mărci, figurativă și formată din cuvinte, respectiv sub, în interiorul, deasupra acelei mărci ca imagine, poate fi inserat un cuvânt, două sau mai multe, în așa fel încât asocierea respectivei imagini, respectiv a cuvintelor, să se facă automat cu produsul pe care îl definește.
Am înțeles, domnule avocat. Ne-am apropiat încet de final. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii și sperăm că o să reveniți și pe viitor cu noi teme. Mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară. Eu voi aștepta noi sugestii în legătură cu subiectul emisiunii următoare, pentru că problemele dumneavoastră contează și nu se rezolvă singure. Vă doresc numai bine. La revedere!